Biblioteca județeană Alexandru și Aristia Aman, prin secția American Corner, a găzduit festivitatea de premiere a concursului studențesc de creație literară Students Competition. Competiția s-a desfășurat pe trei secțiuni, literatura americană, creație și traducere. Astăzi a fost festivitatea de premiere pentru cea de-a 11-a ediție a concursului American Studies. Acest concurs a fost lansat în anul 2009 de lectorul american Kerry Glemsh, care a fost în anul universitar 2008-2009 Fulbright Lecturer la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germane. Este o competiție care s-a dezvoltat de-a lungul anilor, iar anul acesta ne-am bucurat de participarea studenților nu numai din universitatea noastră, ci și din alte universități din țară, ca Universitatea din București, Universitatea din Timișoara și chiar unui student Erasmus care își face stagiul la Universitatea din Craiova. Concursul are trei secțiuni, o secțiune de interpretare de text la prima vedere din texte contemporane americane. Acolo se acordă trei premii în mod obișnuit. Anul acesta a fost o situație specială pentru toate secțiunile, având multe participări și lucrări foarte bune. Am decis să acordăm două premii, trei pentru toate cele trei secțiuni. A doua secțiune este secțiunea de creative writing. Aici foarte mult a contat opinia lui Kerry Glemsh, care în continuare colaborează cu noi și citește lucrările care sunt trimise spre jurizare. Iar la secțiunea cea de-a treia este o secțiune de traducere care se desfășoară online. Acest concurs le dezvoltă studenților creativitatea și reprezintă o oportunitate de dezvoltare profesională. A fost puțin greu, la secția de creație întotdeauna mai greu, e nevoie de inspirație, de timp pentru a crea. Cred că secția aceasta a fost cea mai grea, după părerea mea, deși și la traduceri și la eseu iar a fost dificil, dar a fost ok. Sunt în primul an de masterat pe limba engleză. Am concurat pe secția de literatură americană, făcând un eseu critic. A fost o experiență foarte plăcută pentru mine, pentru că uitasem oarecum, fiind angajată, să mai lucrez și să mai creez, și așa că a fost un moment foarte bun pentru mine pentru a-mi retesta puterile. S-a dovedit că a fost un eseu foarte bun. Tinerii au fost răsplătiți pentru rezultatele obținute cu diplome și premii din partea Facultății de Litere a Universității din Craiova.